îi vedem pe cei 12 apostoli, șezând pe un tron în formă de semicerc. Privesc diferit. Și de aici sesizăm și învățăm că în biserică sunt multe daruri. Se vede cerul. Fragmentele acelor cercuri concentrice din care pornesc 12 raze. 12 raze cu limbile de foc ce se îndreaptă spre fiecare dintre ei. În mijloc vedem că locul este gol. Golul semnifică o prezență nevăzută. Chiar și cei mai puțin inițiați în tainele credinței dintre credincioși, dintre membrii bisericii, știu că cinzecimea, rusalile, este sărbătoarea întemeierii bisericii. Biserica înțeleasă ca trup mistic al lui Hristos și ca templu al Duhului Sfânt. Firește că iconarii, zugravii răsăritului creștin s-au raportat la evenimentul pe care îl prăznuim la Rusalii într-un mod cu totul deosebit, în sensul că au citit textele în mod deosebit, capitolul al doilea din Faptele Apostolilor, au ascultat sfintele slujbe, cântările, de la vecernia praznicului, de la utrenia praznicului, cu siguranță că cei mai învățați dintre ei au fost atenți și la omiliile patristice, care evocă, aprofundează miracolul, taina, care s-a petrecut la cinzecime. Ziceam că cinzecimea este momentul întemeierii bisericii, înțeleasă ca trup mistic al lui Hristos și ca templu al Duhului Sfânt. Iar imaginea iconică a evenimentului ne prezintă foarte bine, ne sugerează foarte bine acest adevăr de credință. Avem în fața noastră câteva imagini ale cinzecimii. Este vorba despre icoane cunoscute, reproduceri, bineînțeles, iată una foarte cunoscută de secolul XVI, a lui Teofan Grecul. Avem două icoane, tot reproduceri rusești, de secolul XIV și de secolul XV. Sunt cunoscute pentru că ele sunt prezente în albume de artă, cu siguranță și în spațiul acesta virtual, lumea se raportează la ele. Avem de asemenea o miniatură realizată de către Anastasie Crimca, mitropolit și mare artist, care, între altele, la ctitoria sa de la Dragomirna, din vecinătatea Sucevei, a copiat un evangheliar în anul 1609. Pe una dintre pagini avem scena pogoririi Duhului Sfânt. Și în sfârșit avem o icoană impozantă, frumoasă, care ține de patrimoniul Muzeului Mitropoliei noastre. Este vorba despre o icoană mai deosebită, în sensul că, sigur, și zugravul a fost de bună calitate, zugrav popular în mare măsură. Dar se vede că avea talent, avea știința compoziției. L-a chemat Gheorghe, era fiul unui Iacov zugrav renumit și acela tatăl său din Rășinari. Icoana este de la 1763. Mai avem în patrimoniul muzeului nostru o altă icoană a lui Nistor Zugravul, de la Feleac, icoană de anul 1801. Sigur, ne vom raporta în mod deosebit la cele trei reproduceri. Reproducerea unei icoane a lui Teofan Grecu, secolul XVI, cea de secolul XIV și cea de secolul XV, și la icoana lui Gheorghe, fiul lui Iacov Zugravul din Rășinari. Aceea, observăm, are două planuri. În planul de jos este Sfânta Treime, mai bine zis, cei trei îngeri la stejarul Mamvrii. În partea de sus, în planul de sus, pogorârea Duhului Sfânt.
se potrivește acea icoană la ciclul sărbătorii. În ziua duminică a cincizecimii avem prăznuirea pogoririi Duhului Sfânt, iar luni după Rusalii este dedicată ziua de luni după Rusalii prăznuirii Preasfintei Treimi, cum ar fi zis Părintele Dumitru Stăniloae, structura supremei iubiri. Revenind la imagine, la imaginea iconică a praznicului cincizecimii, vom sesiza următorul lucru. În primul rând, îi vedem pe cei 12 apostoli, șezând pe un tron în formă de semicerc. Iată. Foarte bine a rezolvat problema aceasta și artistul, mitropolitul Anastasie Crimca, pe pagina Evangheliarului din 1609. O privim în mod deosebit pe aceasta pentru că se vede mai bine. Apostolii sunt prezentați, sunt înfățișați, șezând pe un tron în formă de semicerc, de potcoavă. Sunt reprezentați în perspectivă inversă, adică pe măsură ce se îndepărtează de privire, figurile se măresc, se amplifică. Este un element compozițional specific iconarilor răsăritului creștin. Sunt grupați, cum ziceam, cum știm, 6-6. În centrul este gol. Sigur, iconarul din Transilvania a pus-o în centru pe Maica Domnului. Și Gheorghe, fiul lui Iacob de la Rășinari, în icoană de la 1763, dar și Nistor de Feleac, în icoana de la 1801. Noi vom privi mai atent, vom fi mai atenți la icoanele vechi, la icoanele care au un conținut teologic mai bogat, mai bine cristalizat. Deasupra apostolilor, bineînțeles, apostolii sunt într-un interior. Este vorba despre foișorul cel de sus, amintit în Cartea Faptele Apostolilor. De unde ne dăm seama? Vedem arhitectura. În partea de sus, se vede cerul. Fragmentele acelor cercuri concentrice din care pornesc 12 raze. 12 raze cu limbile de foc ce se îndreaptă spre fiecare dintre ei. Cântările praznicului spun mereu lucrul acesta, anume că Duhul Sfânt este unul singur. Darurile pe care le împărtășește sunt multiple. În funcție de zestrea genetică, în funcție de nevoile bisericii, în funcție de nevoile comunității. Așa cum în corpul nostru sunt mai multe organe, mai multe mădulare, fiecare cu funcția ei, toate alcătuind același corp, într-o lucrare complementară și într-o dinamică ziditoare. Blessed art thou, O Christ our God, who hath revealed the fishermen as most wise, having sent upon them the Holy Spirit. And through them thou hast fished the whole universe, O lover of mankind, glory to thee. Vom
Vom sesiza de asemenea că apostolii, deși primesc același Duh, fiecare are modul său de a fi, modul său de a se îmbogăți interior, de a se înnobila și de a-și pune în lucrare harisma. De aceea apostolii, deși sunt așezați într-o bună rânduială, șed frumos pe acel scaun, pe acel tron în formă de semicerc sau de potcoavă, privesc diferit. Și de aici sesizăm și învățăm că în biserică sunt multe daruri, sunt multe nevoi într-o comunitate omenească, într-o familie. Și fiecare membru vine cu aportul său, cu lucrarea sa, cu harisma sa. Sărbătoarea Cincizecimii este și o sărbătoare a harismelor. De al minteri, cântările praznicului insistă în mod deosebit asupra acestui fapt. Anume că la Turnul Babel, acel proiect fabulos, prin care oamenii au vrut să cucerească cerul în sensul să-l anexeze, limbile s-au amestecat. Adică limbajul comun, graiul comun, s-a dislocat din unitatea lui, din unitatea lui firească, naturală, ontologică, așa încât oamenii nu s-au mai înțeles. Iar la cinzecime, spun cântările praznicului, toate graiurile pământului au fost unificate în același limbaj al credinței, al iubirii. Zicea Părintele Dumitru Stăniloae că Preasfânta Treime este structura iubirii supreme. Vedeți, la cinzecime, apostolii au primit darul de a merge să propovăduiască și oriunde au ajuns, au fost înțeleși. În sensul că, inspirați fiind de Duhul Sfânt, cum vedem și în icoană, fiecare, razele de energie îi luminează, îi informează în sensul spiritual, așa încât atunci când se adresează popoarelor, neamurilor, spun lucruri pe care popoarele, neamurile le așteptau. Le așteptau în virtutea acelei nevoi interioare de a se împărtăși din slava dumnezeiască, de a deveni părtași firii dumnezeiești. Ce ar mai fi de spus la icoana pogorârii Duhului Sfânt? În mijloc vedem că locul este gol. Este vorba despre această tehnică a artei. O găsim și la iconarii răsăriteni din Evul Mediu, Evul Mediu bizantin. Dar găsim această tehnică și în arta japoneză, în arta extrem-orientală, anume că în anumite situații golul semnifică o prezență nevăzută. În cazul de față, nu? Dacă icoana pogoririi Duhului Sfânt este icoana bisericii, capul ei nevăzut este Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea, în vechile icoane, cele, sigur, lucrate,
alcătuite, cristalizate, articulate în schema lor artistică de iconari învățați, de iconari teologi, centrul rămâne gol. Și Anastasie Crimca, la 1609, când a copiat Evangheliarul și a împodobit una dintre pagini cu icoana pogoririi Duhului Sfânt, a fost atent la lucrul acesta. În partea de jos, poate mai bine așa, în vechime, și avem imagini de la sfârșit de secol VI, în vechime, popoarele lumii care trebuiau încreștinate erau reprezentate de o mulțime de oameni. Diferiți ca etnie și acest lucru era specificat de către iconari prin faptul că îi îmbrăcau pe respectivii reprezentanți ai diferitelor neamuri în haine diferite. Poate și morfologia era diferită. Cu timpul iconarii au sesizat că pot rezolva această chestiune mult mai bine printr-un personaj simbolic. Și îl vedem. Și Anastasie Crimca l-a făcut. Sigur, Gheorghe, fiul lui Iacov din Rășinari, în icoana de la 1763, n-a putut rezolva lucrul acesta. La el icoana are, cum să zic, un alt caracter. Este o altă schemă artistică. Ne uităm la acestea. Jos vedem un spațiu întunecat, ne aduce aminte și de peștera nașterii, ne aduce aminte și de peștera infernului în care s-a coborât Hristos cu sufletul îndumnezeit la iad, în timp ce cu trupul său era în mormântul din Ghețimani și cu dumnezeirea sa umplea întregul univers. Și în centru, în acel întuneric, vedem un personaj. Vedem un bărbat, este în vârstă, în unele cazuri e împovărat de ani, gârbovit, poartă coroană pe cap și în mână ține, să zicem așa, un ștergar, o pânză albă, pe care sunt așezate 12 rulouri, rulouri de pergament. Ele sunt așezate în rând și el ține pânza respectivă. Este vorba despre un simbol al neamurilor care așteptau convertirea lor pentru a face parte din trupul mistic al lui Hristos și pentru a deveni templu al Duhului Sfânt, adică pentru a alcătui unitatea bisericii. Acum acest personaj împărat nu este poartă coroană pe cap. În icoane se scrie, este bătrânul rege sau bătrânul împărat Cosmos. Se referă la lumea locuită. La lumea locuită. El reprezintă lumea locuită de către oameni în toate ținuturile geografiei pământești, care așteaptă convertirea, așteaptă să se integreze în trupul mistic al lui Hristos. Sigur, el poartă, vedeți, are un veșmânt de culoare roșie. Zic cei care au pătrundere la lucrul acesta, că simbolizează sângele tuturor jertfelor, uneori jertfe omenești, știm bine asta, pe care le-au adus oamenii în toate religiile pământului. De asemenea, poartă coroană pe cap, deși stă într-un întuneric, zice, este el încoronat, dar coroana pentru el devine o povară în sensul că poartă povara păcatului adamic. De aici și faptul că este într-un întuneric. Ține acel ștergar, acea pânză albă și din punct de vedere artistic, dă foarte bine. Iată de pildă această icoană de secolul XIV rusească. Dă foarte bine albul acela. În întunericul peșterii, în întunericul necunoștinței, în întunericul necredinței pe care o aveau populațiile politeiste, lumea neamurile.
Acum revenind la imaginea, sau mai bine zis, la conținutul, la mesajul central al icoanei 50.000, vom rămâne în minte cu acest gând sau cu această învățătură, anume că la 50.000 se întemeiază biserica, nu, atunci se botează o comunitate întreagă de oameni. În cartea Faptele Apostolilor sunt amintite 16 etnii, începând de la iudei, de la romani, mergem chiar dincolo de Eufrat, mergem în peninsula iberică, deci în lumea cunoscută pe atunci. Foarte bine au rezolvat această problemă, această idee. Acelor 16 etnii sau neamuri sau graiuri de pe suprafața pământului cunoscut atunci, arhitecții catedralei Sfântul Evanghelist Marcu din Veneția. Cupola centrală este străpunsă de 16 ferestre. Între cele 16 ferestre, sigur, sunt 16 spații pline. Pe fiecare dintre acestea, conarii, mozaicarii, au reprezentat perechi, câte doi. 16 tipuri umane diferite. Asta se vede și în ce privește morfologia, înfățișarea, ca să ne fie mai ușor de înțeles, dar și îmbrăcămintea. Și pe această cupolă celebră a Sfântului, a Catedralei Sfântul Evanghelist Marcu din Veneția, e, cum să zic, vizualizată problematica convertirii neamurilor pământului prin lucrarea Duhului Sfânt, sigur, prin propovăduirea apostolilor. Iată așadar învățătura pe care un credincios, un membru al bisericii, o primește mergând la slujba din ziua de Rusalii, ascultând atent cântările, fondul imnografic, afirmațiile doxologice și privind icoana. Sigur, dacă preotul și comunitatea întreagă au fost atenți să aibă o icoană de bună calitate, în ceea ce privește schema ei teologică, dar și artistică. Adică atât conținutul ei, conținutul teologic, fondul teologic, cât și expresia ei artistică. Din nou vă îndemn să priviți atent icoanele vechi. Venim secolul 14, 15, 16, dar și aceasta de început de secol 17, 1609. Imaginea, miniatura foarte frumoasă, foarte frumoasă a lui Anastase Crimca. El a dat un sens ascensional, a rezolvat artistic problema aceasta a așezării apostolilor pe scaunul în formă de potcoavă, în semicerc. Sigur, icoana lui Gheorghe, fiul lui Iacov Zugravul de la Rășinar, de 1653, ne pune în față un alt tip de gândire teologică și în același timp ne pune în față o schemă artistică foarte frumoasă, vie, și în același timp de bună așezare spirituală.